Denis, viitorul a încheiat foarte bine o săptămână grea, cu 3 deplasări, 3 victorii, una dintre ele în cupă, sunteți calificați în sferturi. Cum a fost toată această perioadă? Da, a fost o perioadă grea, ne așteptam să avem deplasări dificile, știam că întâlnim echipe incomode, din fericire pentru noi am reușit să ne îndeplinim toate obiectivele din această deplasare. A urmat în meciul de la Călăraș și ai revenit cu gol, un gol care a dus 3 puncte echipei și a consolidat locul 4 în clasament. Mă bucur foarte mult că am reușit să înscriu din nou, să sper să încep din nou acea serie. Mă bucur mai mult că am reușit să câștigăm prin golul meu și să luăm cele 3 puncte. Viitorul, o echipă tot mai greu de învins, sunteți tot mai omogeni, mai constanți și în rezultate, ceea ce face să fiți din nou acolo sus în clasament? Da, suntem mult mai omogeni, a început campionatul de ceva timp, ca dovadă noi avem o perioadă bună și cam în fiecare an aceasta a fost cea mai bună perioadă noastră, octombrie-noiembrie. Urmează alte partide dificile până la sfârșitul anului. Care ar fi obiectivul? Noi luăm fiecare meci în parte, sper să obținem maximul din fiecare meci și să fim acolo cât mai sus. După toate rezultatele foarte bune cu Viitorul și reușitele tale personale, inclusiv putem vorbi și de debutul și de jocurile la echipa națională. Ce îți dorești în continuare? Ce obiective ai? Doresc în continuare să joc cât mai bine, să fiu chemat din nou la echipa națională. E o onoare de fiată când îmbraci tricoul național și sper să o fac cât mai des. Pentru partida cu Chiajna, ce ne poți spune? Ca fiecare meci, nu știu, dacă nu-l privim foarte serios, e un meci dificil. Sperăm noi să facem la fel ca meciurile trecute, să jucăm la victorie și să obținem asta. După ultimele rezultate foarte bune, vă așteptați și la un număr mai mare de spectatori la acest joc? Noi așteptăm la fiecare meci cât mai mulți suporteri să vină să susțină echipa, pentru că pe noi ne ajută foarte mult pe jucători.